poza buclucașă. Hopper, s-a întâmplat ceva? E o catastrofă! O catastrofă? Catastrofă? Ce? Unde e catastrofa? Păi, eu am inventat mașina asta super grozavă care face bomboane de ciocolată. Priviți! Serviți-vă! Dar asta nu e o veste bună, Hopper? Stai, Binks, nu mă întrerupe! Așadar, am inventat această mașină grozavă care face bomboane și m-am hotărât să le scriu celor de la revista de științe! Oh, wow! Asta e grozav, Hopper! Serios! Stai, nu mă întrerupe, te rog! Așa că am decis să-i trimit editorului un mesaj despre invenția mea și el mi-a răspuns! Bună, Hopper! Mulțumesc pentru mesaj! Suntem interesați de invenția ta! Asta e grozav, Hopper! Bravo ție! Abordare progresistă, științifică, poză. Acolo! Ce-i acolo? Ei spun că o să scrie despre mine și despre invenția mea după ce le trimit poza mea. Și? Nu am nicio poză să le trimit! E o catastrofă! Nu o să se întâmple! Cum ar fi să-ți facem noi o poză? Exact! Nu există nicio problemă! Chiar ați putea? Desigur! Ne ia 2 minute și am terminat. Bine, Hopper, fii atent! Acum spune brânză! Brânză! Cum a ieșit? Cred că avem nevoie de machiaj. Acum trebuie să găsim poziția perfectă. Sigur că așa va fi. Catastrofă? E o catastrofă! Bine, prieteni, spuneți-mi ce se petrece aici. Bine, eu am inventat mașina asta. Poză. O poză, exact. Vai, vai, vai. Bine. Ne-ar face plăcere să ne trimiți o poză cu invenția. O poză cu invenția. O poză cu invenția? O poză cu invenția ta! Corect. Ei nu doresc o poză cu tine, Hopper. Aici spune că ei vor o poză a invenției tale. Adică asta de aici. Ura! Bine, acum întoarce-te. Vino mai aproape. Banu, du-te înapoi. Ridică brațele. Acum zâmbește. Și-am terminat.
asta e... Tu! Ești tu! E o poză cu tine! Dar tu ai spus poze cu invenția! Pip, cum ai reușit? Ei bine, Hopper era speriat de făcutul pozei. Dar apoi, dacă a crezut că facem poze doar cu invenția lui, nu i-a mai fost frică! Bine! Haide, grăbește-te, deschide-l! Fă-o! Wow! Ce mult ne-ai jucat!